zilele trecute v-am prezentat lăutare din Goecea. Am vorbit despre viața și familiile lor, despre muzica lor și despre cum sunt priviți în comunitățile țărănești. Astăzi le vom analiza muzica, cum cântă din punct de vedere stilistic și în ce constă performanța lor. Doamne, la dușmanii mei, dă-le, Doamne, ce voi, dă-le, Doamne, ce voi, dă-le, carcoacru, boi, ce-a mulțime de voi, dă-le, ca cu patru roate. Dacă asculți lăutarii din Goecea, nu știi niciodată când se va termina muzica lor. Cântă doine, cântece strofice, balade, hore, sârbe, cântece de lume. De aceea am considerat că trebuie să mai rămânem cu acești adevărați profesioniști în arta lăutărească pentru ca să-și poată spune până la capăt povestea. Dacă Dumnezeu a vrut, din puțin am făcut mult. La nimeni n-am cerut, la nimeni n-am cerut. M-am dat ca iarba la vânt și la caze nu-i avea. Dor băieții, la nimeni nu-i cerea. Am stat la Goecea o săptămână, ne-am dus pe la oameni, am intrat în vorbă cu lăutarii și am ajuns la concluzia că ei țin muzica satului și cred că tot de la ei au plecat spre alte zări structurile melodice și felul lor de a se comporta la petreceri, nunți, botezuri. Hai, hai! Băi, e bine, viurea, măi! La Goecea cine venea, măi? Auzi, profesor Grigore îi zicea, pe iugel n-asculta, plăcerile făcea de se ducea, pomina, măi. Și lumea că l-asculta, profesorul dorândea, iugel frate cânta. Budurică, aici am sat, erau boie? Boie, da. Și boierii aveau muzicanți, țineau muzicanți. Aveau muzicanți, că era treia tatăl meu, Vărusul Nicolae. Îi țineau boierii? Da, veneau și lor și cântau, îi plăteau. Da? Da, deci, deci îi chema acolo. Da, chema. Plătea ce vrei. Așa. Te da acolo. Ce te chema acolo, la sărbători sau... Când ar putea cât un chef, așa? Și la sărbători era la fel de par, de Crăciun, de Duminica Tomii, de pe Paști. Dar asta spun, Budurică, îți plătiți ce te era și la nuntă, așa când vă duceți, vă plătesc? Da, sau? Da. Știu că vă plătesc, dar cum? Nu plătește puțin, acum știți cât am, domnul profesor, e 3 milioane. 3 milioane de persoane? De persoane, da. 3-4 milioane atâta. Până la 4, da. Și cântați 3 zile? Cu ce mai cântă? 3 zile? Nu, acum nu mai cântă 3 zile. 2 zile. Acum 2? În Goecea nu cântă numai Budulică. Cântă și nepotul Iulică și nevasta lui Mioară. Cred că muzica nu s-a gătat niciodată, pentru că o cântă cu patimă. Asta știu să facă cel mai bine și prin ea să desfete lumea. Doamne, frunzuliță, foi jos vagă, tot o balade, domn profesor. Coabiliță, mâine neancă, de când te-am văzut, lumea dragă, fetele ca cordea neagră, cordea neagră s-o pivezi, să fii bine, să nu o perzi, că pe neica nu-l mai vezi, că pe neica nu-l mai vezi. Ai fost de ani, dar te-ai căpătat dușmanii,
Hai cu neica întreagă Jeani, să te curânte dușmanii, că dușmanii s-au vorbit, să ne prindă la iubiti, să ne lege colacoti, să ne împlimbe satul toate, să asărită și una doate, să asărită și una doate. Dulică, știu, vreau să te întreb. Da. Aici o cânta bărbați, o femeie, că până acum am auzit numai bărbați. Și femeile a cântat. Și femeile. Da, da. Dar mai mult o cânta bărbați. Mai mult bărbați. Mai mult bărbați. Da. Lenuța zice că nu cânta de 11 ani. Da, da. De 11 ani. A cântat cu mine. Păi poate nu mai lăsat-o bărbat. A, nu. A fost niște probleme. Probleme. Da, bine, nu așa. Nu o să auzim pe Lenuța, să vedem. Da, nu. Știi cânta? O, ne pierdem vreme. Da. Știi cânta? Știi? Da, domnul profesor. Tu, Dorica, tu ce zici? Da. Nu, să auzim. Poftim. Putem începe? Da. Ta acița e cam cântat năcazul. Cam așa ceva. Cam așa ceva, domn profesor. Corect. Mi-a crescut fetițele și a rămas singură, nu m-am de. Domn profesor nu știe. Lăutare din Goicea vehiculează pe calea oralității un repertoriu cu origini dintre cele mai variate. De obicei, lăutarii nu cântă cu gură, dar la Goicea, muzicanții sunt virtuozi vocaliști. Cântă balade, muzică sătească și orășenească, provenit din cântecul de lună, greco-turco-perso-arab, romanța rusească, ungurească și națională, dansurile de salon. Coaie verde,
Tudorica, aici e casa Natalie. Domnule, aici e vila mea. Foarte frumos aici, e foarte frumos. Am o vilă foarte frumoasă, drăguță. Nu, dar e foarte frumos. Este trișul așa cu Dumnezeu. Dar că tot am venit aici la mine acasă, ce mi-ai cântat mie așa? Pe inimă. Ce vrei dumneavoastră? Nu, nu ce vrei, ce gândești dumneavoastră? Ce vrei mie ta? Ce vrei tu? Așa, viața mie tale. Nu o să vedem ce. Da, nu. Nu, stai. Nu. Nu. Părinte poate crește. Un părinte poate crește. Da. Un părinte poate poate crește, 7-8 copii sau 10. Unul pe altul se lasă și de părinți nu le pasă. Zice că nevastă sa, parcă l-ar fi făcut ea. Cel mai bună, ușor băiți, și-a legătura pe mână și mai bine pe la număr. Și mai bine câteodată pe la mumă, pe la tată și dă o cană de apă. Decât să crești o fetiță, mai bine să de o viță. Vița face aguriță, iar fața ți se mărită. Iar fața ți se mărită. Rămâi cu inima friptă, rămâi cu inima friptă și cu pula cheltuită. Câți ani aveți? 74. Mulți înainte. Mulțumesc. 73? 73. Mai mare cu Anca din. Măi, eu cred că de aceea și cântați așa, că sunteți așa. Aveți casele așa, femeile, și de aceea și cântați. Cântăm. Că dacă ați avea alte lucruri pe lângă casă și altfel ar fi, da, poate că n-ați cânta așa. Adevăr, ce spune eu asta. Da, un cânt de dragoste ca să mă vedeți. De dragoste, da. Și supărată, mâinicuță-mă. De ce-i nică sunt lăsată, mâinicuță-mă? Tineră și supărată, mâinicuță-mă.
Deci că m-ai lăsat mâinicuță, mă, să vorbească lumea sat mâinicuță, mă. Deci că m-ai lăsat mâinicuță, mă, să vorbească lumea sat mâinicuță, mă. Hai, băi! Peste aceste muzici a venit și influența occidentală, ajungându-se în aceeași melodie la un amestec al trăsăturilor stilistice specifice celor două culturi. Până mai ieri, cântecele au circulat sub denumirea de cântece de inima albastră, cântece de mahala sau chiar în propriu spus, de cântece țigănești. Am și casă, am și bani, mâinicuță, mă, dar am și prea mulți dușmani, mâinicuță, mă, dușmanii cu dușmania, mâinicuță, mă, e un și gospodăria, mâinicuță, mă. Lăutarii din Goice au gust pentru ornamentare. Asistăm la variații ale melodiei vocale și instrumentale prin adăugarea unor note sau grupe de note. Lăutarii practică ornamentarea de când lumea au o tendință spontană spre improvizație și o realizează datorită sensibilității și tehnicii instrumentale. Ornamentele au o funcție melodică, dar au și repercusiuni verticale, contrapunctice și armonice, prin producerea eterofoniei și a disonanțelor. Melodiile lăutarilor în cântarea monodică sunt înzestrate cu o bogată ornamentare, constând din numeroase formule, unele cu rol decorativ, altele incluse în melodie. Toate acestea stau la baza improvizației și a producerii variantelor acestor melodii. Lăutarii din Goici anarează fapte istorice sau legendare, întâmplări fantastice, întovărășite câteodată de dans. Textele epice le stimulează imaginația, îmbină intonații de recitativ cu frazele cantabile, în timp ce acompaniamentul este destinat să creeze atmosferă. Sunt adevărați cântăreți ambulanți, cu trei răsatele ducând muzici și aducând muzici. Zile în jos! Da! 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 Așa fac goicenii noștri când n-au de moară. Ești
Piesele epice sunt adaptate mai multor stiluri: recitativ epic, doină, cântec, pe ritmuri nesupuse rigorilor metrice, prin grupări improvizatorice a unor formule tradiționale. Lăutarii din Goicea știu să inventeze pe moment fragmente muzicale după tipare prestabilite. Sunt spontani, intuitivi și inspirați de moment. Nu se bazează pe indicații, tipare, canoane, însă nu sunt rupți de tradiția unor muzici sau de o stare muzicală anterioară. Cântăreții din Goicea produc în timpul cântatului un fel de tulburare improvizatorică, dând strălucire eterofoniei. Pe scurt, au o dispoziție înnăscută a improvizației. Am o mână tinere, mai tata ca dungiu mă supără. E un ceuraciu de prună, i-am de apă din pântină. Am o mână tinere, ca dungiu mă supără. Când am plecat din Goicea, am plecat mai bogat. Am aflat multe de la muzicanții de aici. Ei mi-au adus aminte de muzica medievală, de cântecele pe versurile poeților văcărești, de cântecele nelegate de vreun prilej din secolul XIX, executate în grup la diferite ocazii de lăutare de altă dată. Acum pot spune liniștit că în Goicea lăutăria e pe mâini bune. Am beut la viața mea ca în câștire Dunărea și de mă grăiesc nițelii beau și urâi mai mici literii. Lasă țanul să țin banii, că-i mănâncă șobolanii. Nici în casă că mi-i fură, mai bine mi-o beutură. Îi lasă ta, eu nu țin banii, că-i mănâncă șobolanii. Nici în casă că mi-i fură, mai bine mi-o beutură. Să-ți dai forcul mare.